Iată, venim în aceste clipe cu o poveste frumoasă a unei familii care au zis că trebuie să-și hrănească copiii și copiii prietenilor și a vecinilor cu ceva calitativ. Au făcut din asta o afacere, o afacere gustoasă și numai bună de rânțăit. Este mamă, soție și antreprenoare în același timp. Ideea de a lansa o afacere i-a venit încă prin 2014, când a început să diversifice meniul copilului său. Atunci și-a dat seama că are nevoie și de altceva. Totul s-a început datorită necesității de a-mi alimenta copilul sănătos. Eram mămică cu pici mici, cu copilaș mic în brațe și vroiam ceva cu nu mega dulce, fără arome, fără conservanți, fapt care nu prea reușeam să găsesc prin oferta care era la moment atunci. Și am zis că hai să facem a noastră, moldovenești. A fost oportunitatea finanțării nerambursabile datorită grantului, creditării, împrumuturilor și am început în zilele noastre o mică afacere, o mică antreprenor. Deja e un mod de viață, e un stil de viață, nu e doar o activitate care la ora 5 încuiem și mergem acasă. Casa noastră deja e în fabrică, fabrica e acasă. Fabrica propune un sortiment larg de produse. Proprietara ne afirmă că acestea sunt fără aditive alimentari și că sunt realizate din făină de porumb și pot conține cacao, semințe de dovleac sau chiar cânipă. Faptul că producem cerealele care sunt sănătoase și sunt întrebate de persoanele care cunosc, conștientizează ce pun în farfurie, care într-adevăr interesează cantitățile, proteinele, glucidele, tot ce se află în acest produs și mănâncă conștiincios, nu suntem încă la cantitatea, spun, maximă de producere, mai avem loc, încă mult mai avem de lucrat până vor cunoaște toți din noi, fiindcă să mănânci sănătos dimineața nu e un lux, dar e deja o posibilitate care fulgii noștri de la Florești vin să satisfacă această necesitate. Angela Sobol se consideră o femeie împlinită, deși spune ea, mai trebuie să muncească mult pentru ca afacerea sa să ajungă și pe piața internațională. Dar faptul că produsele pe care le face sunt 100% sănătoase îi demonstrează că va reuși în cel mai scurt timp. Îmi pare bine că suntem acasă, putem și de acasă în copiii noștri, nu suntem nevoiți să plecăm psihotari, avem un director foarte bun, care ne intră în situații mereu. Și copiii mănâncă și nepoții sunt mândri, adică și bunica și mama lucrează într-așa sferă. Este un produs fără coloranți, fără fel de chimicate, e totul natural. Foarte mă mândresc că este de lucru acasă, suntem lângă familie, lângă copii. Ne bucurăm mult că avem și angajați care sunt permanent de la început cu noi. Producem la cerere, la necesitate, nu producem să facem stocuri, să ținem în depozite. Cerealele sunt fără conservant, sunt fără arome, sunt foarte... Termenul lor este de jumătate de an și nu ne permitem ca să stocăm, să ținem ani întregi sau un an, doi în depozit. Facem, vindem, iar producem, iar vindem.